Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. O ediție specială astăzi aici, o oră și jumătate de dezbatere politică, de dezbatere despre actualitatea zilelor acestea care au trecut în această săptămână, alături de fostul președinte al României, domnul Traian Băsescu. Bună seara, domnule Băsescu. Bun regăsit. Și ni se alătură pentru emisiune jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu. Bună seara, domnule Cristoiu. Acum sunt jurnalist în timp, băi, azi. Scriitor și jurnalist, sau jurnalist și scriitor, cum doriți. Cred că vă este mai dragă, știu... Cetățeanul. Cetățeanul, okay. Publicist. Publicist că le acoperă pe toate. Vă rog. Da, ați fost, știu, la Gaudeamus. Haideți să discutăm despre decizia Curții Constituționale. S-a întâmplat acum două zile. Este o decizie proaspătă, vizează așadar legea, ordonanța guvernului Cioloș, da, care privește legea doctoratelor. Curtea s-a pronunțat și a spus că toate deciziile de plagiat trebuie judecate, cum e și normal. De instanță neutră. De o instanță neutră, nu de o universitate care a acordat acel titlu. În cazul de față este discuția despre doctoratul doamnei Chiovei și pentru că a ieșit, da, concomitent cu decizia curții, a ieșit și, nici nu știu cum să-l numesc, rezultatul... Ce a ieșit la universitatea? Spuneți întâmplarea. A ieșit și întâmplarea de la Universitatea din Timișoara. Da, o întâmplare, o universitate condusă de un candidat al Partidului Național Liberal, rectorul Pirtea. Când l-am avut invitat cu domnul Cristoiu pe acest domn rector în studio, aici, am pus și un mic pariu. Domnul Cristoiu i-a spus și în pauza emisiunii că nu se vor pronunța, că vor amâna cât de mult posibil. Și am ajuns la întâmplarea aceasta în care doamna Chiovești este... Cum este? Cum iese din decizia asta? Parțială, plagiatoare? Ați avut da, n-aș vrea să mai repet că momentele de inspirație nu trebuie să repetate, da. Dar este clar că universitatea spune 565 de rânduri sunt copiate ad literam din alte opere. Dar n-ar fi un plagiat neapărat, e ceva foarte neclar, deși un adevăr îl subliniază Universitatea din Timișoara, 560 de rânduri sunt copiate, motamot din alte opere, dar în mod categoric Universitatea nu a analizat frazele în care este un cuvânt schimbat. Alea le-a lăsat, le-a scos din zona de plagiat, deși și ele sunt parte a plagiatului. Însă ce mi se pare mai important la Curtea Constituțională, că trage o tușă groasă sub ceea ce în dezbaterea publică a fost legat, e adevărat, strict de Ponta în primul rând, avantajele pe care le-a dobândit în mod fraudulos un doctor care a furat, care a plagiat. Și se referă la avantaje materiale, avantaje de funcții, ori în mod categoric, Parlamentul va trebui să țină cont de aceste observații ale Curții Constituționale și să modifice legea în așa fel încât, în primul rând, cei care au fost coparticipanți la o hoție, universitatea, în egală măsură cu conducătorul de doctorat și cu beneficiarul, cu doctorul, să nu mai aibă dreptul să fie cei care să examineze în primă instanță, pentru că e ca și cum l-ai pune pe hoț să fie judecător. Da, să se ancheteze sau da, să se judece. Da. Deci o decizie a curții, aș spune, extrem de severă și aș face o observație. Am încercat să găsesc articolele din Constituție care au fost încălcate. Sigur, se poate merge pe unele articole, dar este clar că la Curtea Constituțională s-a făcut și o judecată morală a plagiatorului. Ceea ce e foarte important. În cazul deciziei curții, de fapt s-a plecat de la această ordonanță, de la această nouă lege a doctoratelor și exact când a fost dată, domnule Cristoiu, am încercat să o analizăm noi ce se poate ascunde,
și cum a modificat domnii de la guvern, de la Ministerul Educației, legea în așa sens. Domnul... Și am speculat că legea a fost dată cu dedicație pentru a albi, pentru a albi pe cineva. Nu neapărat pe doamna Chiovici. Permiteți-mi că aici sunt doctor în plagiate. Deci, hai să ne întoarcem la fapte, cum spunea Nae Ionescu, zic eu, tata moșul nostru al analiștilor. La Universitatea din Timișoara, Universitatea, numim, există o comisie de etică, ea este compusă din profesori universitari, nici din tinichigii, nici din procurori și nici din politicieni. Profesori universitari, vă imaginați toți? Sau publiciști. Nu, sau noi, ziariști. Da, doctorate, exact. Scriu cărți, dar vă imaginați, mintea lor explodează în fiecare moment de contribuția lor la progresul științei. Și da? Umanități. Da. A umanității. Pe de altă parte, există un demnitar care se numește Codruța Chiovici și care, după părerea mea, în raport cu cei care scriu cărți, inclusiv cu mine, e un puțifelnic. Nu, cu cei care scriu cărți. Deci, pe domeniu, îmi pare rău, nu vreau să-l jignesc pe politician, pe domeniu meu, pe care eu scriu cărți și cercetez, demnitarul, procurorul, sportivul, e un novice, așa cum eu pe domeniul lor sunt. Față de acest demnitar, comisia de etică, comisiei, i-a fost teamă să dea un verdict. Încă o dată, o comisie alcătuită din profesori universitari, care teoretic au gândul, nu așa, interesele științifice. Iertați-mă, dacă eu sunt istoric, mă interesează pe mine cine-i procuror și la DNA. Nu mă interesează nici măcar cine-i rect. Că ați ajuns la teamă. Vă aduceți aminte când l-am avut invitat pe rectorul? Da, am văzut, da. Cum mirosea atmosfera în studio a frică și a teamă de a se pronunța marele rog. Deci din acest punct de vedere, procedural, nu. Deci din acest punct de vedere, inclusiv decizia, este un eșec uriaș pentru România. Și scurt o să spun. Fenomenul plagiatelor, care este după al diplomelor universitare, văd că și uite ca să fac aici o mână de ajutor electorală, chiar, uite, am văzut într-un program al unui partid, al PMP-ului, l-a spus probabil domnul Traian Băsescu, e considerat chiar unul care atinge interesul național. Pentru că este un fenomen mult mai grav decât fabricile de doctorate. Pentru că este un fenomen în care oameni maturi, demnitari, ministri, hotărăsc să fure intelectual. Ei au complicitatea unor comisii. Da. Bun. Acest fenomen scurt a apărut când a apărut fenomenul doctoratelor la demnitari. Demnitari, generali, procurorii, la asta. Până acum nu prea era, pentru că aia, în universitate era greu să te plagiezi la istorie, să te duci la îndrumătorul tău. Da? Ori în aceste condiții, singurii care pot pune capăt nu sunt nici politicieni, nici demnitari, nici curte. Sunt profesori universitari, autentici. Dacă acești profesori universitari îmi dă această rezoluție care este, din punct de vedere intelectual, o mizerie, o porcărie, nu pot să judeci într-o carte... Plagiatul parțial. Nu numai asta, domnul Mănăstiri, nu pot să judeci într-o carte rândurile. Cum au numărat ei? Ei ce sunt? Profesori de ce? De ce sunt? De limba română. Deci, ea trebuia studiată o carte, lucrare de specialist în drept, care, unul, constatau dacă are vreo idee cartea, adică trebuie să are doctorat, o idee, nu așa, adică de ce a scris cartea? Noutatea adusă. Noutatea. Dacă nu era nicio noutate, ea este plagiat chiar dacă are trimitere la toate surile. Dar ideea este că rânduri. Ia, deci din acest punct de vedere e clar că promarii noștri profesori universitari, ăștia cu togă, ăștia care zic că ne învață mai pe românește, au făcut pe ei de frică. Dar e normal, întreb pe domnul, ce fel de țară e asta în care profesori universitari, prin șef de catedră, din aia, grei, așa, de unde e frică asta, să pronunțe o carte? Că, cum spunea domnul Cristoi, n-ar trebui să fie așa de remarcă. Acești domni profesori universitari, pentru care am tot respectul pentru cât au învățat ei și cât învață pe alții, dar s-au dovedit niște neputincioși, incapabili să ia o decizie. Da. Cum să-mi spui, este un plagiat parțial?
Dar de ce să le fie frică? De ce să le fie frică? Pentru că ei sunt deasupra vieții publice, în afară de Pirtea, de rector, care este politician, candidează. Bun, pe el putem să-l înțelegem. Gândiți-vă că este posibil ca și acei profesori să fie avut doctori făcuți la apelul de seară. Pentru că totuși în România avem 60.000 de doctori făcuți după Revoluție, 60.000. Văd, numai Ministerul de Interne are 600 de doctori. De aici probabil frica, și da? De aici pornește și reticența profesorilor în a spune verde în față. De fapt, ei au spus, dar au spus timid, ca un copil de la care scâncește de sub masă. Știți? E puțin plagiat, dar când se duc dimineața și se uită în oglindă mari profesori, când se uită în oglindă oare sunt împăcați cu decizia asta profesional, pentru că au în spate cariera, da? Cum se simt, da? Când au produs chestiunea asta penibilă până la urmă. Domnul Mănăstire, trebuie să-și asume, domnule președinte, să spună, domnule, nu a plagiat. Nu mare. Asta e, a plagiat. Domnul Mănăstire, era plagiat. Iertați-mă că aici, vă rog scurt, după asta lăsăm politicianul. Deci, în momentul, uitați-vă la următorul lucru. În momentul în care eu să spunem, Cristoiu mi se trimite o lucrare, o carte, care poate să fie lucrare, da? Doctorat, da? Despre o perioadă pe care o cunosc bine. Uite, proletcultismul românesc, da? Păi iertați-mă, eu am nevoie din acest punct de vedere dacă lucrarea aia eu am condus-o sau dacă eu o citesc. Și eu vă spun că nu e plagiat, eu mă bat până în pânzele albe, pentru că eu sunt specialist, da? În cazul de față e clar că doamna a plagiat, câtă vreme aia n-au curaj să spună că n-a plagiat. Încă o dată, deci... Era cel mai ușor, dacă acea teză era curată, spunea domnule... Aoleu! Dar vă atrag atenția că nici din comisia aia, care a fost de la doctorat, au fost 5 în comisii care i-au dat ei titlul de doctor, da? Ați auzit pe vreo unul venind și luându-ne de gât pe noi? Deci cum îți permiți să pui sub chestiune decizia? Ei au dat o notă, i-au dat 10. În acea comisie a existat un episod interesant, episodul, și vreau să trec mai departe la discuție, episodul în care doamna Chioveși a fost însoțită de mari generali ai serviciilor de informații în susținerea acelei teze. Cu elicopterul. Da? Despre, cu elicopterul? Da, a fost de s-au și dus. Nu numai general, a fost și directorul SRI-ului, domnul Maior. Care a asistat dizertația alături de Coldea și alții. Care n-avea nicio legătură cu serviciile de informații între noi. N-avea nicio legătură, dar s-au dus ca suport pentru nota 10 în baza unui plagiat. Ce să facă cei 5 membri ai comisiei? Da, la asemenea desfășurare de forță militarizată la propriu. Da. Am introdus imaginea asta, parcă și văd cum se uitau cei 5 membri la mărimile din SRI, pentru că ați discutat despre sistem, da? Despre faptul că oamenii ăștia, când, pe care dumneavoastră îi cunoașteți, pe mulți i-ați promovat, când se pun spate în spate, este o întreagă brigadă de forță, deja așa formată, oamenii ăștia se duc, se sprijină în momentele publice, cum a fost cazul lucrării de doctorat a doamnei Chioveși, se întâlnesc la whisky, la cumetrii, la diferite tăieri de moți, să le spun așa generic. Mai și pe la ghiță. Pe la ghiță, da. Așa mai departe. Oamenii ăștia au preluat de fapt o conducere a acestei țări pe liniile importante? Da. Realitatea asta este că s-a produs un decalaj uriaș. Un președinte proaspăt venit, căruia vor trebui câțiva ani ca să învețe bine de desubturile statului, și o garnitură care a servit în timpul meu cu o experiență de 10 ani, unsă cu toate alifiile și capabilă să facă orice tip de joc. Pentru putere. Pentru putere, domnul Mănăstire, și pentru a-și prezerva avantajele. Care sunt următoarele? Funcții? Da. Bani? Salarii bune? Da. Beneficii? Onoruri? Decorați respect de ambasade public. Străine? Respect public? Și o comoditate a vieții de zi cu zi, să o recunoaștem și asta? De mașină, seamă. Șofer? De bună seamă. Tot ce înseamnă deci, angara la viața de zi cu zi. Bineînțeles. Da? Bineînțeles. Deci
pentru avantaj. Și mai este un lucru care la politicieni este evitat prin prevederile constituționale. Puterea te... O să folosesc o expresie foarte urâtă. Te animalizează. Te face să fii ca un vânător de la continuu, ca să-ți arăți puterea nemărginită. Ați păcătuit și dumneavoastră? Da, dar când eram tânăr. O să vă spun povestea, pentru că o înțeleg omenește foarte bine. Eu am devenit comandant de navă la 31 de ani. Și am luat comanda unei nave, prima comandă, o navă de 40.000 de tone, la care mulți visau la capăt de carieră. În primul an, în al doilea an, am fost un comandant care numai nu mergea cu regulamentul serviciului la bord în mână. Extrem de exigent. Simțeam nevoia să... La virgulă. Da. Pe urmă, mi-am dat seama că pentru ce să afișeze atâta putere când tot omul din echipaj este convins că puterea e la comandant. De ce să nu exerciți relaxat? Fără să țipi, fără să-i trezești la 3 noaptea că nu știu ce e în neregulă în compartimentul mașinii sau mai știu eu unde. Deci asta dacă, dacă recunoaște autoritatea, că sunt unii care nu recunosc o asemenea autoritate. Nu era cazul. Pe navă. Nu era cazul pentru că eu venisem de la funcția de secund cu o autoritate profesională uriașă, de asta am și primit comanda unei nave de 40.000 de tone ca primă comandă. De regulă, un comandant proaspăt începe cu o navă de 2.100 de tone. Am o curiozitate, apropo de putere. De ce credeți că președintele Iohannis ar fi renunțat la puterea aceasta? Credeți că președintele Iohannis n-a conștientizat ce putere mare are în funcția de președinte? Nu, s-ar putea ca experiența de primar, pentru că multe povești s-au spus. Dar vă pot spune că eu am exercitat foarte relaxat puterea în relația cu subordonații. De multe ori cu zâmbetul pe buze, mă relaxat, dar mă trăgeam concluzia. Iohannis vine și el după 3 mandate de primar. A văzut ce înseamnă puterea executivă. N-a descoperit-o acum când a venit la Cotroceni. S-ar putea să o exercite relaxat. Sau dând de înțeles ce ar vrea și să fie suficient pentru sistem. Este și această posibilitate și vă spun acest lucru din experiența mea. După această navă pe care am comandat-o vreo 8 luni, pe urmă am preluat o navă de 85.000 de tone. Deci aveam 32 de ani, de dublă ca mărime și n-am mai simțit nevoia să mă fac exerciții cu echipajul, să demonstrez că eu stăpânul. N-am mai simțit această nevoie. Înțelesesem că puterea poate fi exercitată relaxat. Oamenii ăștia încă n-au înțeles că puterea poate fi exercitată relaxat, pe de o parte. Pe de altă parte, au făcut un amalgam în lupta anticorupție. Și aici mă refer la două persoane, în mod clar. La Coldea și echipa din jurul lui și la Codruța Chioveși și echipa din jurul ei, de la DNA. Că Coldea a fost Creierul și Chioveși Măciuca, DNA-ul Măciuca. Într-o luptă anticorupție absolut necesară, a fost ușor să plantezi și câteva ținte indezirabile și să le execuți. Da, 10 dosare bune, 2 mai... Așa. Două, că mai trebuie, nu ne place nouă de domnul X sau doamna Y. Deci dumneavoastră, deci, cu flerul pe care îl aveți, credeți că președintele Iohannis este într-un parteneriat cu sistemul de forță care s-a dezvoltat n-aș în mandatul dumneavoastră? Nu. Sau se... N-aș spune. Însă a observat și îi place. A observat și îi place. Nu cred că Iohannis a cerut acțiuni brutale, purtări cu cătușe. Vedeți că le-au desființat în ultima vreme
Exact pentru că își dau seama că e o gravă încălcare a drepturilor fundamentale. Se mai rețin și săptămâna asta și ce am avut cu reține. Doamna, cu mult mai puțin spectacol. Cu mult mai puțin spectacol. Credeți că i-a plăcut președintelui Iohannis când DNA-ul l-a luat din funcție după două săptămâni pe cel mai apropiat colaborator, pe George Scutaru? Nu. Credeți că... Dar a înțeles semnalul. A înțeles? A înțeles că se poate orice. Adică sistemul i-a dat de timpuriu un semnal. Se poate orice. Credeți că i-a plăcut președintelui Iohannis când sistemul, nu neapărat DNA în cazul de față, dar sistemul în extenso și oameni din mass media l-au maculat, l-au executat de așa natură pe Dan Mihalache încât a trebuit să-l trimită în exil la Londra? Sau credeți că i-a plăcut președintelui Iohannis când sistemul l-a executat pe un apropiat colaborator al lui pe nume Dan Motreanu, care trebuia să fie președintele de facto al PNL în locul doamnei Gorghiu? Deci, discutăm despre colaborare a președintelui Iohannis cu sistemul sau despre o aducere la, E o acceptare din partea președintelui Iohannis. Convingerea mea este că nu s-a ajuns la nebunia ca președintele să spună asta e lista execută-i. Ci sistemul face ce crede el că îi place președintelui. Chiar dacă au fost și câteva pete de culoare care, să spunem, nu i-ar fi plăcut. Deși nu-s convins că după ce Mihalache a fost dat cu capul de toți pereții, mai convenea să-l țină la Cotroceni. L-a făcut ambasador la Londra și a rezolvat problema, că nu s-a dus în pușcărie Mihalache, s-a dus la Londra. Apropo de putere, o întrebare, luăm o scurtă pauză comercială. De ce credeți că președintele Iohannis nu și-a creat sistemul lui? Oameni, cum a fost cazul lui Eduard Helvig, l-a pus șef la SRI, a avut și încercarea cu Mihai Răzvan Ungureanu, care a fost partener în 2014. De ce nu credeți că a încercat să-și creeze pe președintele Iohannis un sistem cu oamenii lui? Acum îi convine. Acest sistem lucrează pentru dânsul mai bine decât ar lucra un sistem pus de el. Acum aș face treaba cu mâna mea, cum s-ar spune, cu oamenii numiți de mine. Cel mai bine îți faci treaba cu mâna altuia, da? Revenind după o scurtă pauză comercială, discuție imediat. Am revenit în direct, ediție specială alături de fostul președinte al României, Traian Băsescu. Începem astăzi, de fapt, o serie de emisiuni. Ați văzut săptămâna președinților aici la B1 TV. O să vedeți în fiecare seară interviuri și emisiuni de excepție cu cei care conduc partidele politice, cei care sunt implicați în campania electorală. Haideți, domnule președinte, să facem o concluzie. Am discutat despre sistem, despre experiența dumneavoastră în a controla diferitele sisteme de forță ale statului. Aici avem o exemplificare a ceea ce am spus, am pus pe Facebook la mine acum vreo două luni. Ce înseamnă sistemul? Sistemul înseamnă generali din servicii, din armată, din interne. Sistemul înseamnă procurori, nu toți, dar procurori în puncte importante, judecători, nu toți, dar judecători în puncte importante, funcționari. Ce vedem acum? Sistemul a reacționat în apărarea unui pion important al sistemului. Deci profesori universitari sunt partea sistemului, i-am definit, au făcut un raport penibil pentru a apăra ce nu poate fi apărat, un plagiat. De ce? Pentru că doamna Chioveși este o protejată a sistemului. Atenție, asta nu-i reduce meritele în lupta împotriva corupției, dar o arată și capabilă să fure. Onoruri, să fure lucrări științifice, să mă fure bani, pentru că, așa cum ne spune Curtea Constituțională, acești oameni dobândesc venituri nemeritate, nejustificate. Deci sistemul a reacționat în favoarea lui. Ceea ce vă spuneam, că atunci când sistemul nu este pus la lucru să lucreze în interes național, el va lucra tot timpul în favoarea lui. Bun, asta e concluzia mea după ce Universitatea Timișoara s-a acoperit de ridicol. Îmi scrie un prieten, mi-a dat un mesaj, ați anunțat și dumneavoastră aici adosat de politician exact atunci când ați candidat și în emisiunea, când ați anunțat candidatura, că ați fi potrivit pentru funcția de premier al României. Astăzi și Călin Popescu-Tăriceanu a fost anunțat ca susținut de ALDE pentru această funcție. Serios, discutăm acum pentru că
Până la urmă, cum s-a întâmplat miracolul Trump, de ce nu s-ar mai întâmpla și un miracol aici pe Dâmbovița? Ce vă califică să fiți premier? Experiența. Experiența, asta unul. Și, în al doilea rând, admit că mai sunt și alții care cunosc statul, dar nu cred că suntem doi politicieni care să cunoaștem în aceeași măsură măruntaile acestui stat. După 10 ani de stat la Cotroceni, ai o radiografie clară asupra a ceea ce trebuie modificat în funcționarea statului. Eu vă spun un lucru simplu. Președintele n-are putere, nu poate da legi. Dar poți să promovezi proiecte de legi de la guvern, ordonanțe de urgență ca să pui lucrurile pe un făgaș normal. De aceea cred că experiența pe care o am mă recomandă să fiu prim-ministru. Nu știu dacă se va întâmpla, dar eu am lansat acest challenge și văd că încep să culeg roadele. Și ALDE a simțit nevoia să anunțe un premier, PNL-ul deja l-a anunțat pe Cioloș, poate se hotărăște și PSD-ul și facem o dezbatere despre România între cei care cred că ar putea fi premieri în România. Dar nu o dezbatere, ar trebui ultima săptămână în fiecare zi. Cei care sunt susținuți de partidele lor să fie prim-ministri, să participe la dezbatere. Asta ar deschide orizontul electoratului. O dezbatere transparentă aici, la televiziunea publică, oriunde, sau într-o universitate, nu numai, undeva, într-o zonă neutră. Nu numai o dezbatere de două ore, pentru că trebuie luate pe teme. România are, pe oricine auzi, spune infrastructura. Eu sunt de acord că infrastructura este o prioritate majoră. Dar noi avem 3 probleme structurale fantastice care nu se pot rezolva ca autostrăzile. La autostrăzi, dacă dai de un ministru al transporturilor implicat cu o echipă bună, face proiectele și consumăm toți cei 9 miliarde pentru infrastructură, dați de Uniunea Europeană. Da, dar trebuie fiți să facem atent, o mică intervenție telefonică. Nu, vă rog. Numai o clipă până facem intervenția, că poate are vreo părere intervenientul. Avem 3 mari probleme de fond care ne vor împiedica să evoluăm. Unul este natalitatea. În 2050 vom rămâne 16 milioane. Dacă nu facem, nu luăm niște măsuri și avem idei pentru asta, să revenim la o natalitate pozitivă, România va trebui să importe forță de muncă din Africa sau din Asia. Așa cum s-a întâmplat în Așa Europa. Cum a făcut s-a Franța, întâmplat... cum a făcut Olanda, dar costurile culturale și de inserție socială vor fi uriașe și vedem că nu se reușește în țări foarte bogate. A doua mare problemă, educația. Ați văzut ultimul raport, 42% din copiii de 15 ani sunt analfabeți funcționali, adică citesc și nu înțeleg. Al doilea element de alarmă zero, 19,1% este abandonul școlar. Și a treia mare prioritate, sănătatea, care trebuie reorganizată. În sistemul actual, oricâți bani s-ar băga în sănătate, nu va funcționa. Bun, prin telefon este europarlamentarul PSD Cătălin Ivan. Bună seara, domnule Ivan. Bună seara dumneavoastră și celor din studio. Da, vreau să vă pun în dificultate, ca să zic așa, de la debutul discuției. Astăzi ați văzut ALDE a anunțat că îl susține pe Călin Popescu Tăicianu pentru funcția de premier. Poziția dumneavoastră de la PSD încă nu o știm public, oficial, decât prin vocea unor lideri. Dumneavoastră, ce știți că s-a discutat la PSD pe tema asta? V-a luat prin surprindere, da, ieșirea domnului Tăicianu așa în față? Nu, bineînțeles că ALDE este un partid aflat în campanie electorală, are nevoie de o locomotivă. Își gândesc singuri strategia electorală. Cred că mizează foarte mult pe notorietatea și experiența domnului Tăricianu ca să ia cât mai multe voturi. Noi le dorim succes pentru că avem nevoie pe toate calculele să treacă pragul electoral și să intre în Parlament pentru a-i avea ca parteneri. Cum Am înțeles. Strategia este deci treaba nu... fixă a
partidului ALDE. Nu luați în serios atunci anunțul celor de la ALDE? N-ar accepta PSD-ul pe... Pe domnul Tăriceanu ați acceptat premier, pe domnul Tăriceanu? Noi am spus foarte clar că PSD va fi într-un guvern doar cu premier PSD. Da. Astăzi ați publicat un mesaj interesant, domnule Ivan. Ați vorbit despre faptul că sistemul, dacă discutasem la început emisiunii despre sistem, sistemul se luptă, da, zilele acestea, să își aducă în Parlament un partid politic și să aducă voturi și să facă, cum să spun eu, să joace și politic mai mult decât a făcut-o până acum. La cine v-ați referit, de fapt? Sunt mai multe căi prin care am ajuns la o concluzie foarte îngrijorătoare. În primul rând, cred că este unic în istoria României când sunt foarte mulți candidați care vorbesc prost limba română. Sunt foarte mulți candidați care răspund la comenzi de pe afară, care lucrează sau au lucrat în companii multinaționale și s-au trezit deodată să candideze pentru Parlamentul Național. M-am uitat pe lista USR-ului de curiozitate. Mai bine de jumătate din lista USR-ului, acest partid, deși nu este partid, este o structură creată mai degrabă afară decât în România, cu niște copii trimiși de companii multinaționale, fonduri de investiții, bănci de investiții, case de avocatură de afară, ca să ajungă în Parlament și să facă lobby pentru interesele comerciale, financiare ale celor de afară. Mi se pare cea mai periculoasă structură creată vreodată de la Revoluție încoace, pentru că nu are nicio treabă cu România, nu are nicio treabă cu problemele reale ale românilor. Și astăzi am pus pe Facebook doar declarația unuia dintre candidații acestei structuri. Este o declarație care spune absolut tot despre cât de mult țin acești tineri la România și la români. Eu cred că o condiție esențială a unei candidaturi pentru Parlamentul unui stat este să-i știi limba, în primul rând, foarte bine. Bun, domnule Ivan. Domnule Ivan, dacă ați muncit 15 ani în străinătate, cu siguranță nu v-ați exprimat și n-ați vorbi atât de corect cum vorbiți acum, da? Chiar dacă mergeți mai des la Bruxelles. Nu e adevărat. Eugen Ionescu vorbea perfect românește. Nu știu. Și ați scris chiar în limba franceză. Da, depinde, da. Unde sunt foarte multe și... întrebări. Sunt foarte multe întrebări aici, dar gândiți-vă că în România companiile cele mai mari nu sunt din România, sunt venite de afară. Majoritatea covârșitoare a acestora au afaceri offshore de 40 de miliarde. Pentru o țară săracă, așa cum este România, când nu sunt bani pentru nimic, pentru sănătate, pentru educație, pentru tot ce s-a pomenit mai înainte, pe bună dreptate, probleme reale ale României, să ai 40 de miliarde cifră de afaceri în offshore înseamnă o evaziune fiscală la nivel național uriașă. Înseamnă că o țară săracă, precum România, este sărăcită în continuare și apare această formațiune formată din lobiștii fix firmelor respective, ceea ce este foarte îngrijorător. Bine, mulțumesc, domnule Ivan, pentru intervenție. Revenim așadar în studio. Domnule președinte, discutam... M-ați invitat și vin și pe gratis. Vreau să vorbesc 10 minute cu domnul președinte despre Trump. Donald Trump. Da. Discutăm? Bun. Am discutat despre infrastructură. Am citit și eu textele dumneavoastră despre Cristoiu... Da, infrastructura noastră, da? Se năruie, așa. Da. Și da. Eu, opinia mea personală, cred că a câștigat foarte mult vorbind pe înțelesul oamenilor, da? Cum ne putem reconstrui țara. Da, a produs o, îmi permite să fac în un lucru mai puțin obișnuit la mine, un elogiu domnului Traian Băsescu, a produs aceeași ruptură în comunicare ca și Traian Băsescu în 2004. E o ruptură de comunicare, adică o revoluție în comunicarea publică din America, o comunicare care era gen Hillary Clinton sau gen Alina Gorghiu, adică ascultai, nu în sensul ăsta. Domnul președinte, haideți să vă spun primul lucru foarte important. Au trecut, când a fost? 9 noiembrie, da? Da. Din câte știți și dumneavoastră, și dumneavoastră, noi avem o ambasadă a Americii, da? Noi, românii, da. Se zice că suntem într-un parteneriat, nu-i așa? Strategic. Pentru secolul 21. În această perioadă au circulat în spațiu public multe
Nu era normal ca ambasadorul Americii, nu al lui Clinton, la București, să ne zică ceva de la 9 noiembrie până acum. Nu știu, să ne felicite. Totuși, a fost ales un președinte al lor, nu al meu. Așa e. Vă rog frumos, explicați-mi că ambasadorul are o problemă. Ce problemă are? De la ambasada Statelor Unite n-a plecat niciun vot pentru Trump. Dar deci nu contează. Toate... Bun, vă rog, ia spune. Deci, opa. El e funcționar. Da. Și a votat pentru Hillary Clinton. Deci, din câte știu, din 281 de voturi, au fost 281 de voturi pentru Hillary Clinton. Asta e știre la zero. Ceea ce, nu aici un vot la București, în ambasadă. Deci, în personalul ambasadei. Ceea ce pe ambasadorul pune într-o situație relativ stânjenitoare. Și arată și capacitatea lui de analiză și cunoașterea propriei țări. Adică să nu-ți dai seama, hai, ne-am înșelat noi cu sondajele. Bun, am întâlnit, domnul președinte, dar el, stați un pic, bun, el nu e chibit, e ambasador. Asta este între paranteze. Cu certitudine ne așteptam toți să avem o ieșire publică a ambasadorului, care altfel e foarte vorbăreț, e vorba de România. Și eu l-am avertizat și public și într-o discuție cu domnia sa că nu e atât de bine să vorbești de dimineață până seara ca ambasador. Noi ne trebuia o explicație, mai ales pe dezbaterea publică din România. Ce ne facem? Ne-a abandonat America. Foarte important. Eu ca ambasador aș fi ieșit să spun nu. America are un angajament în raport cu România, ne menținem relațiile, niciun mesaj. Până și Obama a zis, stați liniștit, da. Chiar și președintele de Bun. Da, și deci, cum vă explicați? Greu de explicat. Pur și simplu, incompetență, domnul. Că altfel poți să spui, e teamă că nu l-a votat nimeni pe Trump. Incompetență. Cum să nu dai un semnal românilor că America, după alegerea lui Trump, rămâne partenera României, când vezi și tu ce s-a întâmplat. Serbia este aproape rusificată. Bulgaria și-a ales președinte cu opțiuni către Moscova, ceea ce nu trebuie înțeles că noul președinte va întoarce politica Bulgariei. Dar a anunțat domnule Băsescu, președintele ales al Bulgariei, a anunțat că ar pilota mai degrabă miguri decât avioane. Pentru că asta a învățat, deși s-a specializat în Statele Unite. Da, corect. Da? Deci, noul președinte, pe mine ce iau în seamă, opțiunea lui de a se ridica sancțiunile împotriva Rusiei, care arată o cuplare cu politica externă a lui Steinmeier, dar nu cu a lui Merkel. Știți, e o diferență. Da. Germania, da. Da. Deci, Bulgaria și-a ales un președinte cu opțiuni de apropiere față de Rusie, indiferent ce trăsnei face Rusia prin Marea Neagră. Republica Moldova cu Dodon se duce către spațiul eurasiatic. Turcia, în păcate. Nu, Ucraina, nu uitați că avem frontieră 600 de kilometri și cu Ucraina. Deci de jur împrejur ne-a mai rămas Ungaria, care a ajuns să ne fie cel mai sigur partener în momentul de față, chiar dacă și Victor Orban are inclinații către Moscova. Da. Dar s-ar putea să le aibă și datorită faptului că țara este lipsită de resurse energetice și atunci are nevoie, ca și Germania, de o anume relație. Deci, în acest context, faptul că și contextul e dezbătut la noi, nu cei cu vecinii noștri, faptul că domnul ambasador atât de vorbăreț nu iese să spună, dragii noștri aliați, nicio grijă, avem rachetele de la Deveselu, le apărăm și ziua și noaptea. Că nu o să lăsăm tehnologia cea mai avansată americană să încapă pe alte mâini. Deci, cred că este o mare greșeală a ambasadorului că nu dă un mesaj. A doua întrebare. Eu vă spun ce speranță are el. Nu spuneți povestea aia că electorii vor...
Sper că nu e, sper că e american. Pe cuvânt că mă gândesc la asta. Domnul președinte. La cât pricepere a arătat în intervențiile publice din România. El. A, domnul, dar vreau să zic că nu e posibil. Adică, speranța omului. Adică dacă el gândește numai... așa, eu zic că este, plecăm după hartă. Deci ambasadorul american care aici a fost, vă spun eu, a ajuns la un moment dat să joace într-un film despre Codruța Chioveși. Da. Ajunge să sperie asta, eu zic deci, să fugim de... Eu să și detaliem puțin. Există sistemul american, se votează, da, cu regi electoral și presa americană a speculat că aceștia ar putea să voteze... Domnul Mânătire, ascultați-mă, să ne ferească... Nu cred că e, dar o asemenea crize ne-am terminat noi. Că în momentul că o asemenea nebunie, care ar fi nebunie... ar provoca în America o așa criză încât ne-am duce la Moscova toți, târâși. Hai să fim serioși. Dar vreau să vă întreb următorul cu domnul președinte. Noi avem o mare problemă. Președintele Claus Iohannis, Cioloș, serviciile, sunteți de acord, toate, au pariat pe doamna Clinton, da? Da. Ce... Da, și toată presa nu știu, nu mă întreb. Ce facem, ce trebuie să facă un președinte acum? Președintele Poloniei, bă, anunț, a vorbit la telefon cu Trump. Mă rog, al nostru cu cine să vorbească? Nu, ce trebuie să facem noi acum? Vine un președinte cu o viziune nediferită? Nu. Domnul Cristoiu, primul lucru care trebuie făcut, care ar fi trebuit făcut de a doua zi, după ce s-au anunțat rezultatele, ar fost ca ambasadorul nostru de la Washington, domnul George Mayor, să primească instrucțiuni, te duci, îl găsești pe Trump dimineața, nu știu, unul care îl știe. Și aranjează o discuție telefonică cu președintele Iohannis. Că scrisori i-au trimis toate cele 200 de state. Care erau pentru Hillary Clinton, dar au schimbat acolo. Bun, că-l felicit. Față de Orban, care a făcut personal pentru asta. Și față de Putin, și Putin a făcut personal, nu e foarte important de nuanță. Deci, nu, dar deci, cum să-l convingă George Mayer pe Trump pentru ambasador are lobby și iar România are un lobby excelent la republicani. La republicani. Da, știu. Eu vă spun cu cine m-aș fi vorbit cu McCain, primul pe care îl sunam. Domnule senator, tu care știi atât de bine regiunea, ajută-mă să vorbesc. McCain trebuia să-i spună președintelui Trump. Dar McCain are echipă în jurul lui și de senator. Dacă Trump ar fi întrebat, domnule Băsescu, unde este țara asta, România? Nu contează, domnul Mănăstire. Contează telefonul. Ce domnul Mănăstire, când m-am dus în Consiliul European, erau abolici când le vorbeam de Marea Neagră. Deci nu trebuie să ne surprindă. Unde este Marea Neagră? Ce și cu Marea asta, mă, frate, că știam de Baltica până acum, de Marea Nordului. Deci, acest lucru trebuia făcut. Iar dacă George Mayor a primit instrucțiuni să facă lucrul ăsta și n-a reușit să-l facă, mă tem că ar trebui rechemat. N-a primit, domnul președinte. De pe 9 noiembrie, s-a ajuns la un paradox. Am ajuns să vorbesc eu despre președintele american, ceea ce e deja inacceptabil pentru România. Prea mult. Bun. Dar vorbesc, pentru că, iertați-mă, v-am spus, sunt conștient că s-a întâmplat ceva la nivel planetar. Totuși, așa este. Ăla va schimba. În aceste momente, noi românii ne trezim cum ne-am mai dat în istorie ca proștii, da? Nu e obligatoriu, iertați-mă, ca ăla să știe unde e România. Că... tot este, dar după părerea mea, după 9 noiembrie, noi nu am avut de la alt guraliv mai nou, domnul Claus Iohannis, un cuvânt. Nu, un interviu, să pună o foto, că să-l întrebe ce părere aveți. Sau, domnul, acum Trump este disponibil să vorbească cu oricine, are timp. Să dai semnale. Are timp. După investitură, îi se așează planeta pe spate. Da, știu. Are mai mult timp de petrecut cu structurile de securitate decât cu șef de stat la discuții amicale. Asta trebuia să îi se ceară lui Mayor. Urgent? Corect. Vreau o convorbire telefonică. Pe mobil unde îl găsesc? La el, la firmă? Unde o fi? Unde? Cine este România? Este țara, da, pe teritoriul căruia s-a făcea mai scumpă tehnologie militară. Și mai una, ultima.
ultima tehnologie, ca nivel. I-ar fi atras atenția lui Trump, da? Da. Avem ceva miliarde de dolari îngropate într-o țară, acolo, tehnologie militară avansată. Așa poate este un argument, și gândiți-vă că această tehnologie la nevoie poate fi multiplicată rapid, că nu trebuie să numere nimeni câte rachete sunt acum, în momentul în care strase vin altele. Păi și iertați-mă, noi mai avem un mare avantaj, nu, adică ăștia din la servicii, dacă mai sunt. Avem o extraordinară expertiză în Orientul Apropiat. Deci în ISIS, că tema numărul unu la el este ISIS. El vrea să termine neapărat și o să termine. Probabil că așa se și explică o anumită apropiere de Putin. Deci nu se poate. Iar în politica externă, și în singurul lucru vreau să vă o chestie amuzantă, este un film francezesc, mă rog, idiot, Quai d'Orsay, este un ministru de externe al Franței, pe care îl bat la cap, tot așa cu pile, să vorbească cu ministrul de externe al Slovaciei. Da. Și pe ele le enervează, și doamne, se iau limba lui ăla, și până la urmă, apropo de lobby, îl conving. Da. Deși din coace, eu sunt într-un fel, dumneavoastră trebuie să fiți îngrijorați, noi nu avem la ora actuală niciun canal. Așa este. Bine. Până și șeful CIA se schimbă. Nu se arată a fi deschis în orice caz. Eu sunt convins că ar fi făcut foarte bine României, că Trump, dacă ați văzut, la oricine, cu oricine vorbește, se dă un comunicat. Președintele Iohannis a avut o discuție cu Trump. Telefonică. Da. Dom'le, acum are timp, înțelegeți? E cum avea timp Iohannis după alegeri, că s-a ales cu două luni înainte, a avut timp să primească felicitări de la cine a vrut și cine n-a vrut. Au fost sărbătorile de iarnă, da, interesant. Astăzi, de fapt, ieri s-a schimbat șeful CIA, în sensul că a fost nominalizat un congresman din statul Kansas, Mike Pompeo. Nu, acela nu se așează pe scaun încă, stă până pe 11 ianuarie, deja făcut, dar își fac transferul. De informație, de putere. Plus, iertați-mă, e adevărat că el, e foarte important, apropo de atmosfera de la București, încă o dată, atrag atenție, eu ca n-am ce treabă cu America. Cea mai plictisitoare campanie electorală din ultimii. Deci el primește în flux continuu, ca președinte Alex, toate informațiile pe care le primește președintele. Da. Ori, dacă se uite la București, iată-vă, vă descoperi aici că el n-a învins aici, nu-i așa? Da, așa este. Așa? Deci în perioada de tranziție la ei, spre deosebire de noi, este foarte bine reglementată. Da. Sunt cei vreo 4800 de funcționari care și-au pus demisiile, că trebuie să plece. Nu e ca în România. Nu. Și președintele ales primește exact ce primește și asta președintele în funcție. Poate ar trebui reglementat prin lege, domnule președinte, chiar și chestiunea asta. Așa e normal să fie. Înalți funcționari, șefi în servicii, oameni cu greutate, să-și depună mandatul și dacă celălalt președinte care vine vrea să-i reconfirme, se reconfirme, dar cel puțin să-și depună mandatele cum este normal. Categori. Prin telefon este Gheorghe Falcă, primarul Aradului și coordonatorul de campanie al Partidului Național Liberal. Domnule Falcă, bună seara! Bună seara! Ați văzut bilanțul guvernării lui Dacian Cioloș de până acum un an de zile, ați văzut raportul premierului Cioloș. Aș fi vrut să discutăm puțin despre administrație, pentru că acolo guvernul Cioloș a recunoscut, Dacian Cioloș a fost fair play din punctul ăsta de vedere, a precizat că a reușit să facă câteva lucruri și că are și câteva neîmpliniri, ca să le spunem. Una dintre ele era discuția anunțată alături de vicepremierul Dâncu despre descentralizare și ce te-a făcut acolo. Da, am văzut și raportul și trebuie să ne aducem aminte că acest guvern a fost votat de majoritatea parlamentară din 2015 PSD-UNPR și, evident, de opoziția de la PNL. Deci este un guvern asumat de ambele partide, deci cred că a închis un mandat într-o anumită presiune, dar fără mare sprijin politic, iar atunci când un guvern nu are mare sprijin politic, trebuie să spunem că a închis mandatul destul de bine. Din punct de vedere administrativ, ca să poți să faci o reformă administrativă, trebuia să fie sprijinit de partidele mari, pentru că o reformă administrativă se face cu multe explicații, cu soluțiile pe masă, cu analizele pe ceea ce înseamnă o reformă administrației locale, cu ceea ce înseamnă efectele descentralizării și, evident, neavând un sprijin politic, nu s-a putut realiza acest lucru.
Bun, acum, cel puțin ideea, probabil că va fi continuată, sau dumneavoastră la PNL doriți să continuați lucrurile acestea, nu? Ați avut o discuție cu domnul Dacian Cioloș, ce ar fi de făcut în toată... Știu că ați fost interesat de subiect, repet, și Vasile Dâncu, vicepremierul lui Dacian Cioloș, a anunțat la începutul guvernării Cioloș că dorește să facă reforma asta în administrație, care este o reformă complicată legat de promovare, legat de salarizare, legat de accesul în funcția funcționarilor publici, până la tot ce înseamnă descentralizare locală. E o întreagă... Ne apucăm, cu alte cuvinte, domnule Falcă, la un moment dat și de chestiunea asta, sau o doar declamăm? Că mi-aduc aminte de Dragnea, care în 2012 ne spunea că va face regionalizare și tot discutăm de ani de zile de poveștile astea. Mi-ați răspuns dumneavoastră. Gândiți-vă că atunci Dragnea avea un sprijin politic fantastic. A început procedura de comunicare despre descentralizare și regionalizare și când și-a dat seama că vor fi costuri politice, așa cum se întâmplă când politicienii sunt slabi, a renunțat la ceea ce înseamnă descentralizare, debirocratizare, transfer către administrația locală, a puterii de a dezvolta economia locală. Toate aceste lucruri trebuie să realizate în România și noi sperăm din 2017 să începem această procedură, să ne asumăm această procedură de descentralizare, o procedură de debirocratizare și o procedură de a transfera atribuțiuni pentru a sprijini economia locală de către administrația locală, pentru că noi vrem să creăm cât mai multe locuri de muncă și vrem să fim parteneri în crearea locurilor de muncă, vrem să fim parteneri în ceea ce înseamnă dezvoltarea agriculturii locale. Gândiți-vă că astăzi România exportă grâu pe poziția 7 și suntem pe poziția 1 la importul de biscuiți. Adică nu știm să frământăm în țară sau cumpărăm semințe din Ungaria sau din Bulgaria, pentru că nu știm să sprijinim economia locală. Și vrem să transferăm aceste atribuțiuni către administrația locală pentru a da drumul și la motoarele mici din administrația locală, nu doar motorul mare guvernamentar, care, așa cum se poate constata de ani și ani, nu merge atât de puternic și câteodată chiar gâfâie. În schimb, administrația locală poate să vină în sprijinul cetățenilor pe ceea ce înseamnă crearea de locuri de muncă și sprijinul față de economia locală. Apropo de... Numai o clipă, e totuși ceva foarte interesant. Domnul Falcă, dacă acceptați un comentariu. Cu plăcere, domn președinte. Oameni buni, nu vă repeziți la regionalizare. Primul pas, în opinia mea, trebuie să fie comasarea comunelor. Avem prea multe comune care nu se autosusțin. Domn președinte, primul pas, descentralizarea. Nu, stai, domnul Falcă, numai o clipă, că eu, care nu cunosc atât de bine țara ca dumneavoastră, am niște păreri. Ce înseamnă să descentralizăm decizia cu privire la dezvoltarea economică? Cine vă oprește să puneți la dispoziție teren pentru investitori străini? Să votați în consiliile locale facilități fiscale locale. Cine vă oprește să creați pe lângă primărie o celulă care să învețe pe cei din mediul rural să facă proiecte cu care să ia bani europeni, să facă mici unități de producție în mediul rural? Deci, cred că trebuie să ne abținem de la a servi populației niște opinii care nu sunt fundamentate. Altfel, din punct de vedere descentralizare, spitalele sunt la administrația locală, școlile la administrația locală, încălzirea e la administrația locală, străzile sunt la administrația locală. Ce vă mai lipsește? Armată vă lipsește la nivel local, dacă îmi permiteți. Armată și Minister de Externe. Pot răspunde, da? Vă rog. Domn președinte, 1. Primările nu mai au terenuri. Bun, și să vă dea guvernul 2. Terenuri, mă, oameni buni. Cumpărați. Mai puțin. Domn președinte, eu v-am ascultat. 2. Statul român la nivel central are astăzi mai multe terenuri decât administrația locală, care ar trebui să aibă exact, cum spuneți dumneavoastră, terenuri cu specific dezvoltare economică. Mergem la altele pe care le-a spus dumneavoastră. Nu putem da facilități.
exact cum spuneți dumneavoastră, să ni se permită pentru zonele respective, terenurile respective, ca și zone industriale, ca și parcuri industriale, să putem da facilități cu un număr de ani, să fie o responsabilitate locală. Deci legea nu ne permite la a doua soluție pe care a spus-o dumneavoastră. În al treilea rând, noi discutăm de ceea ce înseamnă sprijin față de economia locală pe care o ai tradițional într-o anumită zonă. Și vă dau un exemplu. Cei de la munte vor să prepare carnea tradițional. Dați-ne voie în anumite zone ca administrația locală să poată să le reducă taxele pentru oamenii care prepară acea carne într-o zonă tradițională unde valoarea ei este mult mai mare decât ceea ce înseamnă carnea produsă în zona business-ului mare. Asta înseamnă să sprijinim fabrica de bulion, bulionul ăla local. Toate aceste lucruri le vedem în Ungaria. Administrația locală din Ungaria are astfel de reglementări. Eu sunt pregătit și să stau cu dumneavoastră de vorbă și cu oricine să arăt ce înseamnă modificări în legislația românească, altfel încât administrația să aibă astfel de pârghii pentru a ajuta economia locală. Dumneavoastră știți că în zona de unde sunt eu sunt vișlii de praf. Vișlile de brad trebuie sprijinite. Dacă nu, am rămas cu două simple fabrici care mai fac vișli în toată zona bradului. Nu, domnul Falcă, e în regulă, nu m-ați convins deloc, nu înțeleg de ce la nivelul administrației locale, aici eu includ și județul, care are, slavă Domnului, încă destule terenuri, să le pună la dispoziție investitorilor. Nu înțeleg ce sprijin vă trebuie de la nivel guvernamental ca să faceți bulion sau să faceți dulceață de zmeură. În modul cel mai sincer, este greu să vă accept argumentația, mai ales că, nu uitați, primar am fost și eu și stabileam în fiecare an taxele locale prin Consiliu. Spre exemplu, când am stabilit reducerea cu 25% a taxelor anuale pe clădiri, pe mașini, pe mai știu eu ce alte acareturi, dacă se plătesc în primele 3 luni. Și am făcut-o, nu mi-a trebuit nicio aprobare de guvern. Ceea ce puteți face și dumneavoastră acum, că nu spune nimeni de taxe zero. Dar, spre exemplu, nu vă oprește nimeni la nivel local să le creați niște facilități pe termen lung eventualilor investitori din taxele locale. Domn președinte, știți că mie mi-este greu să vă contrazic. Așa, fii un fin respectos, te rog frumos. Da, dar niciodată Consiliul Județean n-a avut pământ. Bă, la voi e o sărăcie, Lucie. Nu, administrația județeană n-a avut proprietate pământ, dar trecem mai departe. Rugămintea mea este, credeți-mă, sunt totuși omul care acum 10 ani în Arad aveam 32.000 de locuri de muncă și Aradul are astăzi 80.000 de locuri de muncă. Am știut să folosesc la maxim oportunitățile pe care mi le oferă astăzi legea. Și totuși, eu sunt pregătit să arăt că dacă se transferă anumite responsabilități și anumite posibilități, administrația locală poate să creeze în continuare și în mediul rural, în urbanul mic, facilități, astfel încât acea economie mică locală să crească. Și nu o spun împotriva vreunui partid sau împotriva unor oameni, ci sunt omul care m-am pregătit pe acest domeniu și pot să arăt ce ar trebui să se mai întâmple în viitor în administrație, astfel încât nu doar o zonă să fie cu locuri de muncă, vreau să văd și Huedinu, vreau să văd și Hușu, vreau să văd și alte localități din țară, că pot să creeze locuri de muncă pentru oameni, că de aceea au plecat oamenii din țară afară să lucreze, pentru că n-am putut noi să le creăm aceste locuri de muncă, iar locul de muncă îți dă siguranță ca om, îți dă siguranță ca familie, îți dă puterea să investești în educația copiilor și România trebuie să facă cât poate de mult pentru domnul a crea Falcă, locuri de muncă. Am înțeles, să știți că n-am vrut să vă provoc un discurs electoral. Ce vă pot spune însă este că nu sunteți credibil. Și la Huedin se puteau crea locuri de muncă cu bani europeni și
în țara Oașului și dincolo, în județul Alba, peste tot se puteau crea locuri de muncă pentru procesarea resurselor locale, fără nicio altă lege de la guvern. Marele adevăr este că ne-am obișnuit să spunem să descentralizeze guvernul. Uite, eu vă propun, dacă vreți să faceți un mare bine României, faceți comasarea comunelor ca în loc de 3200 să rămânem cu 1800-1600, în așa fel încât toate comunele să se autosusțină. Să vedeți cât pământ găsiți în comunele astea. Domnule Falcă, nu o să mai pot să vă dau replica. Da, pentru... nu, nicio problemă. Trebuie să luăm o scurtă fază comercială, ăsta este motivul, și revenim imediat. Am revenit în direct la dezbaterea alături de fostul președinte al României Traian Băsescu și Ion Cristoiu. Am citit știrea chiar când am intrat înainte să intrăm în publicitate, dar liderul din Transnistria spune că declanșează procedurile de unire cu Federația Rusă și că vrea să se rupă, da, de Moldova. Da. Bun. Se poate tehnic chestia asta, Tiraspolul să... Geografic nu prea se poate, că trebuie să ia și o bucată de Ucraina să... Te-au mai luat rușii, că nu cred că e o problemă. Însă este clar, rușii cum au ocupat Osetia și Afazia din Georgia, pot să spună, de acord, ești o republică... Iată că vreau să-l supăr. Vreau să vă pun o întrebare dureroasă. Am văzut, spuneți-mi și mie ca analist... Da? De ce a pierdut Maia Sandu? Nu, să nu spunem numai cu rușii, că deja... Doamne ferește! Nu. A, faci o analiză, nu. Că în România n-a fost nicio jurnalist. Eu am făcut și am spus-o public. Acesta este nivelul de pro-europeni în Republica Moldova. Păi, dar nu poți să câștigi alegeri numai cu pro-europeni, domnul președinte. Domnul, păi, aici e o problemă de strategie de campanie. Al doilea lucru. Maia Sandu, sigur, este o... tipă, vedeați o femeie la președinția Republicii Moldova, dar care e dincolo de vas lui, domnul președinte. Niciodată președinte. În Moldova o femeie hai, că nici în România. Nu bun, va câștiga. Probabil și cine mai a propus-o? 2-3 mandate. Nu, hai să discutăm. Coaliția a propus-o, a fost susținută de la Bruxelles, PPE-ul a susținut-o. Dar chiar și așa 48, nu știu cât la sută, e un scor foarte bun. Eu zic că este un rezultat foarte bun, care confirmă că a pornit un proces de desovietizare care nu mai poate fi oprit. Gândiți-vă că oamenii dacă și pe ei au votat atâția pe imână, dacă erau un bărbat ca lumea. Dacă erau un bărbat țapăn, probabil că făceau 51%. Și cu un metaj un pic diferit. Da. Care puțin, cu nuanțe. Cu nuanțe, că vrea să administreze țara, nu că vrea să... Că și a zis că vrea să-i aresteze pe toți, în preterea noastră. Da. Bun, apropo de de ce se aresteze pe toți? Iertați-mă, am mai auzit tema asta de vreo 20 de ani. Apropo de Republica Moldova, de Tiraspol, de ce se întâmplă în jurul României, discutam de alegerea lui Donald Trump, credeți că diplomația americană își va schimba ceva, vreun centimetru din abordare vis-a-vis de această zonă? Suntem și noi, deci zona este geografică? Clar că... pot fi două opțiuni, știi, ca întotdeauna, fac și eu pe înțeleptul. Prima opțiune poate fi să fac aceeași greșeală pe care a făcut-o administrația Obama. În 2000 s-a retras din Europa de Est și din Asia Centrală, a zis avem priorități în Pacific, în Marea Chinei, avem bătăi de cap acolo. Dar ce bătăi de cap era acolo? Asta nu l-a lămurit nimeni, cel puțin la nivel bun, public. Bun, ai Coreea de Nord, ai problemele de acces în Marea Chinei, ai amenințările aproape continue între China și Japonia, ai revendicările Japoniei față de Rusia insule, legate de curile, da. Ai o China care se înarmează cu o viteză formidabilă. Deci asta a fost motivația cu celebrul slogan, resetăm relațiile cu Federația Rusă. Doamna Clinton le-a anunțat, președintele Obama le-a susținut. Pot să vă spun că atunci noi am fost extrem de fermi în a spune nu faceți pasul înapoi, nu vă retrageți de aici, pentru că va fi mult mai scump să reveniți. Și prețul a fost plătit. Crimeea, în Georgia, Osetia și Afazia, în estul Ucrainei avem
ce avem, deja instalată practic o administrație promoscovită, o Ucraina care pur și simplu a ratat și cu Poroșenco. Deci sper ca sub președintele Trump America să rămână o prezență aici, pentru că mai sunt lucruri care se pot întâmpla, mai ales că și Turcia dă semne de oboseală în a fi constant pro-NATO. Deci speranța mea este că Trump va fi al doilea Reagan, că va face politica de superputere și că va asigura flancul estic al alianței, la fel cum asigură Pacificul. În același timp trebuie spus că Trump a avut dreptate când a spus, securitate pe gratis nu se poate, băieți. N-a existat întâlnire la NATO la nivel de șef de stat, n-a existat întâlnire la nivel de miniștri, de miniștri de externe, de miniștri ai apărării, în care Statele Unite să nu spună: dragi aliați din Uniunea Europeană, trebuie să plătiți. Puneți și voi 2%, că atât e în tratat. Dar apropo de aplecarea lui Trump pentru afaceri, și are o politică mercantilă. Nu, dar aș vrea să nu evităm concluzia. Deci, Trump n-a spus pur și simplu e un business dacă vă apăr. A spus respectați un angajament din tratat. Puneți și voi bani. Pentru că în Statele Unite se prăbușește infrastructura și așa este. Ei a trebuit să suplinească lipsa de finanțare a capacității de apărare a aliaților din Europa. Au pus bani pentru 600 de miliarde bugetul apărării al Statelor Unite, ca să poată ține portavioane în Mediterană, ca să trimită distrugătoare în Marea Neagră, ca să țină flotile de avioane în Italia și prin România. Păi aici avem o problemă, domnule președinte, pentru că dacă Trump reduce bugetul apărării, nu, dacă țările NATO prin Europa nu vor crește și ele bugetul pentru apărare, inclusiv România, americanii vor spune: nu ne mai putem permite și apărați-vă singuri. Domnul pe cheltuiala voastră. Dacă aș fi în locul lui Trump sau dacă aș fost în locul lui Obama, făceam același lucru. Adică spuneam: păi, bă, Europa, fraților, este dispusă să plătească mai mult pentru apărare? Păi dacă nu-i dispusă să plătească, atunci de ce să plătească americanii pentru țările baltice sau pentru România? Dacă nu au fost dispuși până acum, nu, europenii să plătească, de ce ar fi dispuși de acum înainte? Trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că asta a spus Trump în campanie. Că voi măriți pensiile și salariile și eu iau de la contribuabilul meu să vă pot apăra pe voi, să țin portavioane în Mediterană, să țin portavioane în Atlantic. Nu se poate. E o chestiune de echitate, iar Trump a dat un mesaj corect, spunând poporului lui: mă, fraților, trebuie să-i apărăm, dar îi apărăm dacă și ei își... Dar revenind la România, dacă se ajunge la 2% din PIB pentru apărare, domnule președinte, de unde tăiem banii aceștia ca să avem mai mulți bani pentru apărare? Domnul de la Mănăstire, investiții, de unde tăiem? Nu are relevanță de unde. Este, dacă nici în situația de anul acesta nu înțelegem că România trebuie să-și respecte angajamentele din tratatul de aderare la NATO, n-am făcut nimic. Sigur, noi avem un avantaj. Noi suntem foarte greu de abandonat de americani. Din cauza scutului de la Deveselu, din cauza aeroporturilor militare pe care le avem, fie că vorbim de Cogălnceanu sau de Turda, pentru că Turcia a devenit relativ nesigură în opțiunile ei și americanii și-au așezată în România resursă militară și vor continua să o consolideze. Deci, din punct de vedere al României, nu văd o problemă și dacă ar fi extrem de exigent Trump cu cei 2%. Dar avem noi o obligație. Gândiți-vă, totuși e o chestiune și de onoare a unei națiuni. Păi eu nu rezist nicio zi.
prin masa domnului președinte. Este chiar finalul emisiunii. Domnul, în 1940, istoria ne arată că ești indiferent de partener pe care îl ai, e bine să fii și tu, că la un moment dat te poți da, să reziști mai mult vine partenerul. Da, mulțumesc pentru emisiune. Rămâneți pe BMTV, o seară bună, numai bine. Deci toată istoria noastră e plină de... Dar au plin de pregătiți pentru timpul.